Românul care ar fi condus operațiunea care a dus la moartea a zeci de vietnamezi a fost extrădat și a dat socoteală pentru faptele sale în fața autorităților din Marea Britanie. După trei ani de la incident, bărbatul a fost prins de polițiștii români, iar acum va fi judecat de instanța britanică. Șoferul camionului, tot român, a fost deja condamnat la 27 de ani de închisoare. Marius Mihai Drăghici, în vârstă de 49 de ani din Onești, județul Bacău, este acuzat de implicare în moartea 39 de vietnamezi. Acesta a fost dus în fața tribunalului Chelmsford Magistrates din Anglia și se află în custodia poliției până pe 28 noiembrie când va fi judecat de Curtea Centrală a Criminalității din Regat. În anul 2019, în luna octombrie, polițiștii britanici au găsit într-un parc industrial din apropiere de capitala Londra 28 de bărbați, 8 femei și 3 copii, toți vietnamezi care zăceau fără suflare în interiorul remorcii. Gheorghe Nica era șoferul camionului frigorific care îi transporta ilegal din Franța în Marea Britanie. Cu toate că acesta a recunoscut că a făcut două transporturi reușite de acest gen, în acest caz nu știa de oamenii ce se află în interiorul camionului, însă judecătorii nu s-au lăsat în înduplecați și l-au condamnat la 27 de ani de închisoare. Gruparea primea peste 10.000 de lire pentru fiecare persoană, iar ca să-și dubleze profitul a înghesuit cât mai mulți imigranți la bordul tirului. În total, investigația a dus la condamnarea 10 persoane implicate în această tragedie.